Sunt tot mai mulți urși în județul Buzău, iar prezența lor în zonele locuite a devenit tot mai des o amenințare. O spun jandarmii Buzuen, care, numai în acest an, au intervenit în peste 100 de alerte privind prezența urșilor în localități și chiar în gospodăriile oamenilor. Față de anul trecut, sesizările privind prezența animalelor sălbatice sau domestice agresive s-au dublat. Peste, zic eu, în jur de 100, peste 100 numai în timpul, în timpul verii. Noi ca și ponderea intervențiilor pe care le avem pe 1-2, ca și apeluri primite, apelurile prin care sunt semnalate prezențe de animale sălbatice sau chiar și animale domestice, dar cu comportament agresiv, cred că cel puțin s-au dublat față de anul trecut. Cel puțin, repet, nu am niște date concrete. Au fost și situații în care jandarmii, polițiștii și vânătorii au fost puși pe drumuri inutil. În urma isteriei cauzate de prezența urșilor în mai multe localități din județ, unii buzoieni au ales să se distreze și să transforme într-o modă apelul la 112. Distracția i-a costat însă scump. Au fost și situații când la momentul constituirii echipei de intervenție sau ajungerii pe teren, animalul nu mai era în zona respectivă. Sau au mai fost situații când și am avut și astfel de situații, din păcate, trei, ce puțin pe timp de vară, când au fost și apeluri false. S-a demonstrat că au fost apeluri fără temei legal și, bineînțeles, s-au aplicat și sancțiuni contravenționale, pentru că, e, părerea mea, aici, cel puțin, nu, nu e de glumă, pentru că e vorba de o panică care se instalează la nivelul comunității. Potrivit ultimelor date, în județul Buzău se află peste 1250 de urși, cu 124 mai mulți decât anul trecut.